Romina Andreea Barbu, elevă în clasa 10-a la Colegiul Radu Greceanu Slatina, va reprezenta județul Olt la faza națională a Olimpiadei de lectură. Pregătită de profesorul Felicia Alexandru, Simina a reușit să obțină 60 de puncte, surclasând-o pe Olimpica de anul trecut Alexandra Matei, elevă în clasa 9-a la Colegiul Ion Minulescu Slatina. Alexandra Matei a reușit anul trecut performanța de a obține locul 1 la Olimpiada Internațională de lectură. Pentru a-și crește capacitatea de producție, producătorul de țepi slătinean TMK Artrom a primit o finanțare de 25 de milioane de euro de la BCR. Împrumutul, făcut pe 7 ani, va permite producătorului din Slatina să cumpere o linie de tratamente termice care este programată să înceapă operarea în al treilea trimestru al acestui an. Odată cu instalarea acestei noi linii de tratament termic, TMK Artrom își consolidează prezența pe piață cu tuburi superioare pentru aplicații mecanice și pentru exploatarea petrolului și a gazelor. Începând de astăzi, aproape o jumătate de milion de studenți, masteranți și doctoranți vor circula gratuit cu trenul. Studenții beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri clasa a doua, în tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor. Tot de gratuitate beneficiază și elevii orfani, cei cu cerințe educaționale speciale, precum și aceia cărora li s-a stabilit o măsură de protecție specială în condițiile legii sau tutelă. Restul elevilor vor avea reducere de 50%. Consilierii județeni se vor întruni mâine în ședință pentru a decide împărțirea banilor către primăriile oltene pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru plata celor mai vechi datorii ale acestora. O parte din fonduri va viza susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020. Primăria Caracal va depune spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 proiectul Lucrări de Eficiență Energetică la Spitalul Municipal Caracal. Costul estimat al proiectului se ridică la 4 milioane de euro și cuprinde înlocuirea lifturilor, montarea de panouri solare, izolarea clădirii și schimbarea tâmplăriei, placă termoizolantă la subsol și ultimul etaj, precum și schimbarea conductelor de apă și canalizare.